Vrem să aducem în atenția guvernului încă o dată faptul că învățământul este prioritate națională. În actele normative, el e denumit prima prioritate națională. În realitate, observăm că subfinanțările cronice ne duc în niște situații greu de gestionat. Anul trecut am fost la domnul prefect la o întrevedere și scosesem o medie de bugetare pe învățământ din 2011 până în 2022. Media de la momentul respectiv al bugetului era alocarea de în jur de 3% din PIB. Știți cât este anul ăsta alocarea pentru învățământ? 2,54. Să ne vadă lumea și să conștientizeze că salariile noastre sunt destul de reduse și condițiile sunt chiar spre proaste de lucru. Numai acum am venit, nu știu dacă suntem mulți sau puțini, asta consideră opinia publică, dar este un mod în care trebuie să ne facem auziți. Trebuie să se schimbe neapărat ceva, trebuie să fim mai motivați un pic, ca să dăm elevilor tot ce avem noi mai bun. E prima dată când protestezi? A doua oară. Am fost și anul trecut, dar văd că este foarte multă lume față de anul trecut. Suntem. Vreau să vă întreb, pentru ce protestați astăzi? Pentru drepturile salariare, pentru calcularea care este greșită de atâția mari de ani, dotarea școlilor așa cum trebuie și a elevilor, că, de exemplu, săptămâna școala verde, școala altfel, care se desfășoară fără bani din partea părinților, dar nicio intrare nu este gratuită pentru elevi. Deci, cine să plătească? Cadrele didactice. Pentru personalul de conducere care are salariul sub orice critică. Vă duc să mai vorbesc cu colegii. Voiam să vă mulțumesc. Imediat vă răspund. Cred că o auziți a 10-a oară pentru o grilă de salarizare corectă a personalului didactic, pentru o normare corectă a activității personalului nedidactic, pentru că orele lor suplimentare nu se plătesc, nu sunt incluse nicăieri în plată, pentru o indexare a salariilor cu rata inflației, care nu se mai face de foarte mult timp, așa încât orice drepturi judecătorești care se dau retroactiv deja sunt devalorizate. Care ar fi soluția pe care o vedeți? Soluția pe care o vedem și pe care o cerem de ani de zile, să ni se acorde măcar 6% din PIB, dar se pare că nimeni nu ne bagă în seamă și noi totuși cerem și rămâne la faza de cerere deocamdată. Să sperăm că rezolvăm ceva. În primul rând ar trebui să se respecte legea adoptată în anii trecuți și să fie alocat un procent mai mare din PIB pentru învățământ. Asta este principala soluție, aplicarea legii în final. Hai, da.